Și avem o informație de ultimă oră. Iată solicitarea lui Sorin Oprescu de a fi consultat într-un spital. A fost acceptată unui spital din afara penitenciarului. Ei se permite să meargă la consult la spitalul militar și nu la universitar, așa cum își dorise Sorin Oprescu. Costin Anghel are date suplimentare despre această decizie de ultimă oră. Te ascultăm, Costin. Până dimineața, decizia abia ce a fost luată în urmă cu puțin timp. Era încă de ieri făcută cererea de către avocații lui Sorin Oprescu. Această cerere a venit după ce lui Sorin Oprescu s-a făcut rău în arest, a fost dus la consult la Spitalul Sfântul Ioan, apoi a dus aici în arest. Sorin Oprescu, primar suspendat al capitalei, și-ar fi dorit să meargă la consult la Spitalul Universitar, acolo unde a fost manager și unde sunt medicii lui curant. Numai că, după analiza a dosarului, iată, s-a stabilit ca Sorin Oprescu poate merge la un consult, însă la spitalul militar și nu la universitar, așa cum și-ar fi dorit.